Nicoleta Anuca, doamnelor, imediat ne întoarcem la bucătărie. Nicoleta Anuca este alături de noi. Votați șefream pentru 1444 pentru Carmen. Nicoleta, mă bucur să te văd și te rog să-mi prezinți această făptură din brațele tale, care este cu totul și cu totul specială. Bună, bună, bună. Ăsta este Ricci. Ricci? Da. Ricci, Ricci. Este cea mai nouă achiziție, înțeleg. Da, este cel mai, este cadou, l-am primit cadou, dar da, este cel mai proaspăt membru al familiei, să zic așa. Este o pisică cu totul și cu totul specială. Rasa se numește Sphinx, deja ea a devenit celebră. Vreau să te întreb, de ce ai ales această rasă? Cum este? Avem niște fotografii foarte frumoase de la tine de acasă. E așa supărat, bătrân parcă, născut bătrân. Da, exact. Sunt niște adulți în corpuri de pisici mici, să zic așa. Cum este? Cum vă înțelegeți și de ce Sphinx? Pentru că mi se par niște pisici speciale și adevărul este că sunt pisici speciale din punct de vedere al caracterului. Sunt mult mai iubitoare, mult mai prietenoase, vor să stea în brațe într-una. Și nu, că să fiți genul ăla de pisică pe care toată lumea și-o dorește. Să poată să o smotocească, să poată să o țină în brațe și să o iubească și ea să nu aibă fața aia deranjată și să te împingă și să te scuipe eventual și să fie supărată. Foarte frumos. Acum, noi trebuie să înțelegem că tu ai trei exemplare acasă, da. Trei pisici. Hai să vorbim despre fiecare. Da, păi stai că poți să-i și arăt pe fiecare, că sunt... Ia să vedem. Wow, așteaptă oamenii. Așa e și cine este? Ăsta este Ramses. E? Are nume de faraon, treabă serioasă. Da. Este un faraon și la caracter. Este un prinț aici de față. El este cel mai mare din casă, să spunem așa, la vârstă. Are deja 5 ani și este foarte cuminte. La fel, foarte, foarte cuminte. Și mai este Rania, care este o adevărată regină. Ea este șefa în casă, așa cum s-ar spune. Imediat să reușesc să o... Stai să vedem dacă reușim să o avem pe Rania. Toți trei sunt Sphinx sau nu? Ia, nu. Rania este o pisică pe care am salvat-o de pe stradă. Este o pisică cu blană. Așa. Dar după cum vezi, este o superbitate. Da. Eu zic că, sau mă rog, medicul veterinar spunea că ar avea în genă ceva de la albastră de Rusia. Și adevărul este că, așa cum am spus, este o adevărată regină din toate punctele de vedere în casă, pentru că ea este șefa, ea a stabilit ierarhia casei și este mereu așezată cumva în locurile cele mai înalte ale casei. Ea dictează regulile între toți cei trei din familie, să le zic așa. Nicoleta, vreau să te întreb, cum e viața cu trei pisici? Sigur, noi avem un singur pisic, care e un pisic de ăsta, intră, iese de la noi din curte, se duce. Nu e un vagabond, dar e un băiat de treabă, se tot plimbă. Vreau să te întreb, cum este cu trei pisici? Și vreau să te întreb dacă dincolo de aspectul cu totul special, că poate unora nu li se pare la îndemână, știi, că pare așa altfel Sfinxul, cum este? Cum este ca pisică? Păi, în primul rând, hai să zic de faptul de cum este cu trei pisici. Este foarte bine, adică în sensul că, vorba aia, unde e unul sau sunt doi, pisoii mai încape și al treilea, nu se schimbă mare lucru, pentru că oricum toți mănâncă același lucru, toți sunt foarte cuminți, au un castel întreg unde dorm și își pot petrece timpul și să se joace. Pe lângă asta, nu au cum să sufere vreodată de singurătate, fiind atâția, și se joacă între ei, nu fac dezastre în casă prin smartphone.
prisma faptului că sunt atâția. Iar în ceea ce privește sfinx și sunt pisici cu adevărat speciale și așa cum am spus și mai devreme, sunt foarte prietenoși, deși într-adevăr aspectul nu îi recomandă de multe ori, dau impresia că ar fi foarte antipatici sau supărați sau agresivi, de fapt sunt complet opusul, sunt foarte dulci la caracter, sunt foarte lipicioși, ar sta în brațe într-una, iubesc să fie pupați, să fie ținuți în brațe. Cum am spus, sunt pisici chiar speciale din punctul ăsta de vedere și sunt pisici perfecte pentru familiile unde sunt copii, de exemplu, pentru că pe lângă avantajul că nu lasă păr, sunt foarte prietenoase și foarte tare iubesc atenția. E adevărat însă că înțeleg că nu e bine să-l lași la soare, nu? Da, este, mă rog, este... Există un mit, cel puțin în cazul sfinxilor de culoare deschisă, cum ar fi Ramses. Într-adevăr, este indicat să nu stea foarte mult în razele directe ale soarelui, pentru că ar putea să se ardă, exact ca niște oameni. Și există persoane care le pun și cremă cu protecție solară în cazul tare, alea. Tare, tare. Da, da, da. Și în rest, dar ai mei ies destul de puțin totuși pe afară. Adică îi mai scot la plimbare tocmai să simtă și ei sub lăbuțe senzația de iarbă și de pământ și de aer curat în general. Așa că nu am riscul, cel puțin eu nu am riscul să pățească ceva în ceea ce privește pielea lor sensibilă. Da. Da. Ultima mea întrebare, Nicoleta, e clar că la tine întotdeauna atmosfera este foarte dinamică, n-ai timp să te plictisești cu trei pisici. Te oprești la trei sau familia se mărește? Momentan mă opresc la trei, pentru că n-aș mai avea spațiu suficient, să zicem așa. Adică, într-un apartament, totuși mi se pare suficient în momentul de față acest număr de pisici. Dar cine știe pe viitor, nu-i exclud. Cu siguranță pe viitor voi avea căței. Doi pitbull îmi doresc și... Dar asta vom locui la curte, ca să aibă spațiu unde să zburde, să-și ardă energia. Mulțumim foarte mult, a fost Nicoleta Anucă, doamnelor și domnilor, o intervenție absolut adorabilă. Acum vedem de ce zâmbește de multe ori Nicoleta Anucă, pentru că are niște prieteni absolut grozavi acasă. Toate bune, vă pupăm, doamnelor și domnilor, mergem repede să cântăm împreună cu